Extinderea magistralei de gaz în cartierul Schela a început în forță sub supravegherea primarului municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu. Acesta spune că imediat ce se finalizează lucrările la rețeaua de gaz, începe asfaltarea străzilor din Schela. În acest moment lucrările sunt în toi, se lucrează la extinderea rețelei de gaze. Am început de luni, deja o stradă Parângul este gata, lucrează la Negoiu, sunt două echipe. Sunt foarte mulțumit de ce se lucrează în acest moment, de ritmul pe care l-au impus și cei de la rețeaua de gaze, dar și constructorul. Ne ajută foarte mult pentru că după ce terminăm cu rețeaua de gaze, cu prima lucrare, venim din spate deja cu procedura de asfaltare și acolo urmează borduri, urmează măsurători, dar din punctul meu de vedere, sau din punctul nostru de vedere, este important că s-a intrat, s-au făcut primii pași. Vrem ca în această toamnă, până noiembrie, o mare parte din străzile din Schela să aibă rețeaua de gaze extinsă și să fie deja asfaltate. Ați terminat-o deja? Terminat strada Parâng. Ați pus și țevile sau nu? E băgată și țeava pe strada Parâng. Cu ce mai facem astăzi, ajungem la 500 de metri, prima fază. Foarte bine. Dar ați acoperit încă? Nu știu pe încă dacă nu acoperi. Nu e, nu. Deocamdată nu. E front de lucru pentru ce este. Cine-i de la... Cine-i... Oamenii nu cred până nu văd, pentru că spun ei sunt sătui de promisiuni. Cu toate acestea, utilajele lucrează de zor, se înaintează aproximativ 5-700 de metri pe zi, cu săpătură și cu conductă. Cartierul ăsta că a fost lăsat ultimul, niciodată nu s-a făcut nimic, nimic, nimic. Avem mașinile făcute praf, asta că vine, a venit și ne-a pus 2-3 rabe de balastru, aia nu ne-a călzit cu nimic. Înțelegeți? Dar sperăm să fie bine, să vedem. Domnul primar ne-a promis să sperăm să fie bine, să decurgă lucrurile cum a promis. Tu vrem să nu mai fie nămoare și gropile ăștia cum au fost până acum, că e teroare, mai ales pentru copii. Când pleacă la școală să duc, vin nămoriți până la genunchi. Mai mult pentru asta. Alții care au mașini, e normal și pentru mașini. Dar care n-are mașini, au copii la școală. Primarul Screciu a fost în mijlocul oamenilor și a stat de vorbă cu ei pentru a informa despre lucrările programate pentru zona în care locuiesc. Vin cu asfaltul și nu bagajele, 5 ani de zile nu mai intrăm și aveați dreptul și noastră la... Deci eu vă spun că în toamna asta o mare parte va fi și asfaltat și cu gaze. Și o să vedeți că o să vă dubleze prețul la terenuri aici. Toată lumea o să vrea să stea în Schela. Apă, canal, gaze, asfalt, liniște. Liniște am avut, dar praf, e praf. Da, știu, știu, știu. Nu că puteți să lăsăm nimic deschis. Uitați-vă cum arată, păi, exact. Cum arată? Nu puteți să puneți o rufă la uscat pentru că... Trece cu mașina, praf, face... Asta e și păcat că plătim impozitor ca la oraș. Da. No, deci, am promis și le-am luat așa pe rând. Pe rând toate și a venit și rândul. Sperăm să fie bine. Da. Lucrurile merg bine din ce văd. Sper să avem și în continuare același ritm de muncă cu firma care lucrează. Cealaltă e făcută deja o stradă. Face că suntem și noi cartier de oraș. Știu și așa e normal, ați fost lăsat mai la urmă. Da. Tot și pe la țară pe unde am fost. Bun. Compania Mehedins Gaz și-a respectat de această dată angajamentul luat în fața primarului Marius Creciu și încep și lucrările în Drobeta Turnu Severin, așa cum susțin reprezentanții acestei firme. Cartierul Schela, început cu partea de nord, unde străzile sunt neasfaltate. Lucrăm intens, două echipe, urmează să mai aducem, să dăm toată silința, o să continuăm lucrările pe partea de sud, urmând ca ulterior să traversăm inclusiv străzile la sud de calea Timișoarei. Dorim să executăm cât mai mult racorduri, rețele și să sperăm că nu avem alte impedimente. Pe Schela, de Schela de jos, Schela de sus, unde se va lucra în această primăvară și vară, lucrurile merg bine. Sper să găsim înțelegere la Mehedins Gaz să lucrăm și în oraș, pentru că și acolo avem multe zone în care trebuie să intervenim. Era necesară o mediere, pentru că dacă noi închideam discuțiile cu Mehedins Gaz,
blocam, într-adevăr, primul cartier pe care îl blocam era Schela. Eu știu că sunt așteptări din partea cetățenilor în mai multe zone ale orașului. Noi forțăm Mehedinți Gaz să meargă peste tot. Din punctul nostru de vedere, relația cu Mehedinți Gaz este în continuare încordată, vă pot spune cinstit, dar sunt cel puțin bucuros în acest moment că se lucrează și putem să ne raportăm la ceva. În 2018 nu s-a lucrat un metru de rețea, în acest moment văd că au început din plin, sper să le țină Dumnezeu obiceiul și anul acesta și anul următor, pentru că este o cerere mare de rețea de gaze.